E timpul să ne liniștim puțin. Ne revedem mâine, când Haideți Tineri Titani, petrecerea de vară va continua. Porniți motoarele! După pauză urmează Maraton Mix. Și apoi urmează alte aventuri din Craig și Dumbrava. Oameni ai Dumbravii, așteptarea a luat sfârșit. Yes! Noi episoade din Craig și Dumbrava, începând de luni de la ora 12:45, numai la Cartoon Network. Când o energie misterioasă coboară din cer, copiii din toată lumea încep să găsească sfere misterioase. Dar în curând se arată adevărata lor putere. Creaturi puternice, numite Bakugan, controlate de către un partener uman. Acum, cei câțiva aleși trebuie să se întreacă în salvarea lumii. Bakugan Battle Planet. Astăzi de la ora 21:30, numai la Cartoon Network. Începe pauza de publicitate. Neilie, Neilie, ajută-mă, ajută-mă. Uite în ce calm sunt Adidas și... Acest program este sponsorizat de Zacpac. O să-l încerc chiar acum. Am invitat peste 100 de femei din România să testeze antiperspirantul Dove. Abia aștept să văd rezultatele. Îmi place foarte mult. Nu mi-a bătat hainele. După epilare... Hidratează și catifelează. În cea mai mare testare Dove, 9 din 10 femei au decis să schimbe antiperspirantul lor obișnuit cu antiperspirantul Dove cu o pătrime cremă hidratantă. O să folosesc în continuare. Antiperspirantul pentru femei numărul 1 în România. Tu ai schimbat? Suit. Awesome. Let's go save the world, Spider-Man. Parfumul Lenore inspiră povești de iubire în fiecare zi. După atâta timp, așternuturile miros ca atunci când sunt proaspăt spălate datorită lui Lenore. Nimeni nu te poate convinge să te dai jos din pat. Te bucuri de mirosul proaspăt al așternuturilor în fiecare seară până la o săptămână. Mă simt bine în Lenor. Vezi cum acționează formula de absorpție a grăsimii din noul Fairy. Chiar și de pe vase atât de murdare. Ești gata? Dance! Noua formulă revoluționară Fairy împotriva grăsimii. Fără grăsime, fără efort. Noul Fairy. Aceasta a fost pauza de publicitate. Să ne grăbim dacă vrem locuri bune. Cred că ne-am grăbit cam prea repede. Nu e nimeni aici. Orașul Jump e gata să vadă un dribling fundamental absolut deloc special. Vai, am spus agentului că nimeni nu vrea să mă vadă lovind ninja în sus și în jos. Bună, Lebron! Tineri titani, îmi place de voi. Mersi că ați venit să mă vedeți. Dar unde e restul lumii? Și noi ne întrebam același lucru. Au plecat. Cu toții. Mie deja mi s-a făcut cam frică, prieteni. O să driblez mai încolo. Driblez. Sunt managerul acestui parc de distracții, dar în ultima vreme nu se mai distrează nimeni. Toată lumea a fugit în momentul în care a apărut el. El? Monstrul cu două capete. Vine în timpul nopții, exact ca în seara asta. Nu-mi plac moștii cu două capete. Haide! Nu plecăm până nu elucidăm acest mister. Chiar trebuie? Moștii sunt foarte răi, Robin. Și asta e cel mai rău. Cu înfățișarea și râsul lui ciudat. Acum, singurii care am rămas suntem eu, proprietarul. Și ăștia doi.
ce le plac mașinuțele alea. Mă rog, aș cere ajutorul proprietarului. Dar va câștiga milioane dacă locul dă faliment. Eu nu înțeleg de ce. De la asigurare? Eu tot nu înțeleg de ce, dar te cred. Stai calm, domnule! Titanii vor rezolva cazul. Să ne despărțim și să căutăm indicii. În niciun caz! Dacă ne despărțim, sigur devenim țintele lui! Ținte asta, Cyborg? Eu și Beast Boy ne-am răzgândit. Ne despărțim? V-am lăsat! Hai să căutăm în biroul proprietarului cât investighează ei sandwich-urile. Nicio șansă!
Fetițele Powerpuff. Mâine de la ora 8:20, numai la Cartoon Network. Pregătește-te! Urmează experiența unui maraton mix grozav! Asta schimbă totul. Dragon, în marele necunoscut. Apusul distrugerii. Sugheți?